La secțiunea de întrebări și răspunsuri aseară. A fost o întrebare pusă cu privire la necurmat. Și acea secțiune de întrebări și răspunsuri nu a fost filmată. Dar o întrebare a fost pusă mai departe cu privire la această problemă. Deci mi-a fost spus sau m-a rugat cineva să discut această problemă în dimineața aceasta. Aș vrea să recapitulez câteva lucruri pe care le-am spus ieri. Înainte să construim pe aceste argumente. Primul lucru pe care aș vrea să spun este că cuvântul în sine, necurmatul, este găsit de 5 ori în cartea Daniel. V-am dat versetele ieri. Și ceea ce vom face va fi să citim toate cele 5 versete. Necurmatul, capitolul 8, versetele 11, 12, 13. Daniel, capitolul 8. Daniel, capitolul 11, versetul 31. Și 12, versetul 11, haideți să deschidem. Deci Daniel, capitolul 8, versetele 11, 12, 13. Da, s-a preamărit chiar până la prințul oștirii și prin el sacrificiul zilnic a fost luat și locul sanctuarului său a fost dărâmat. Și o oaste i-a fost dată împotriva sacrificiului zilnic, din cauza fără de legii și a aruncat adevărul la pământ și a lucrat și a prosperat. Atunci am auzit un sfânt vorbind și un alt sfânt a spus acelui sfânt care a vorbit: cât de lungă va fi viziunea referitoare la sacrificiul zilnic și fără de legea pustiirii pentru a da și sanctuarul și oștirea să fie călcate în picioare? Until 13? Ok. Și capitolul 11, versetul 31. Și brațe vor sta de partea lui, iar ei vor spurca sanctuarul tăriei și vor lua sacrificiul zilnic și vor pune urăciunea care pustiește. Și Daniel, capitolul 12, versetul 11. Și în timpul în care sacrificiul zilnic va fi oprit și se va ridica urăciunea care pustiește, vor fi 1290 de zile. Deci am citit cele 5 versete care au de face cu acest cuvânt necurmat din cartea lui Daniel. Și așa cum am spus, cuvântul necurmat înseamnă continuu. Și este folosit de 104 ori în Biblie. Și aceste 104 ori este divizat în două secțiuni, 99 și 5. Și diferența între cele două utilizări este că cele 99 de ori sunt folosite ca un adverb sau ca un adjectiv. Și am discutat ce înseamnă un adverb sau ce înseamnă un adjectiv ieri. Adverbul înseamnă că, de fapt, ambele sunt modificatoare sau modifică ceva. Adverbul modifică un verb,
Și adjectivul modifică un substantiv. So maybe we should read a couple of examples. Ar fi bine să citim câteva exemple. Let's go to Nehemiah. Să deschidem la Neemia, capitolul 10. Verse 33. Neemia, capitolul 10, versetul 33. So this verse, deci acest verset says that the showbread, spune că pâinile pentru punerea înaintea Domnului and the meat offering, și darul de mâncare necurmat and the burnt offering, și arderea de tot necurmată, that's what it speaks about, despre acestea este vorba. And in this verse, și în acest verset cuvântul necurmat este acolo, sau continuu. This is the same word, the daily. Este același cuvânt, necurmat. Câteodată limbajul e cumva limitat. Și în acest verset este folosit ca un adjectiv. Can we see what the noun is? Putem să ne dăm seama care este subiectul sau substantivul în acest verset? The bread. The offering. The offering. Darul de mâncare. And it says that there's a continual offering. Și spune că este un dar de mâncare continuu sau necurmat. Vorbește despre darul de mâncare și de arderea de tot. This is an example of where this word is used as an adjective. Aici este un exemplu unde acest cuvânt este folosit ca adjectiv. So I'll find one where it's used as a noun. Mai căuta unul unde va fi folosit ca ca verb. Exodus 28 verse 9. Exodul 28 versetul 9. 9? Oh, 29. Exodus 28, 29. Exodul 28, 29, de fapt. Când va intra Aron în sfântul locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pietralul judecății ca să păstreze totdeauna aducerea aminte de ei înaintea Domnului. So, what's the noun in this passage? Care este substantivul în acest pasaj? Substantivul. What's the noun in this verse? Care este substantivul în acest verset? Nu putem spune. Exodul 28 cu versetul 29. The breastplate. Exodul 28. Da? Nu. No. Exodul 28 cu 29. Da, ce ți trebuie? Da. Ok. I read it. So it's the breastplate that is the noun in this verse. Ce este substantivul în acest verset este pietralul judecății. And what's supposed to happen to this breastplate? Și ce ar fi trebuit să întâmple acestui pieptar? What's he supposed to do with this? Ce ar trebui să facă cu acesta? He's supposed to wear it. Ar trebui să fie purtat. The wearing. Purtarea is the verb. Este verbul. This is what he does to the breastplate. Asta face, asta trebuie să facem pieptarului. And then the adjective. Și adjectivul is how often or for how long he wears the breastplate. Este cât de des sau pentru cât timp purtăm acest pieptar. Which is continually. Ceea ce este continuu. So the
breastplate is to be worn continually. Deci pieptarul ar trebui să fie purtat în mod continuu. The breastplate is the noun, wearing is the verb, and continually is the adverb. Pieptarul este substantivul, a purta este verbul și continuu este adjectivul. Now, we could go through this, este adverbul, mă scuzați. This, process over and over again. Putem să trecem prin acest proces din nou și din nou. We'll do Psalms 38, verse 17. Vom deschide la Psalm 38, verse 38, Psalm 38, versetul 17. Psalm 38, versetul 17. Fiindcă eu sunt gata să șchiopătesc și întristarea mea este continuu înaintea mea. Fiindcă eu sunt gata să șchiopătesc și întristarea mea este continuu înaintea mea. So the portion of the verse we're going to pick up, it says my sorrow is continually before me. Porțiunea pe care aș vrea să o evidențiez din acest verset este întristarea mea este continuu înaintea mea. So what's the verb here? Deci care este verbul aici în acest verset? The verbul. Is. Este. You can all see that? Putem să vedem toți asta? Good, because that's a tricky one. Some people don't see that. Pentru că aici este o mică capcană. Unii oameni nu văd acest lucru. Limited perspective of what a verb is. Pentru că au perspectivă limitată a ceea ce înseamnă un verb. So if you see that is the verb. Dacă vezi că este este un verb. Then you can see continually. Observ că acest cuvânt continuu is the adverb. Este adverbul. So these are examples. Deci acestea sunt câteva exemple. And it's consistent throughout the scripture. Și sunt peste tot în Biblie. Every single time it's used. Fiecare dată este folosit. Without any variation, it's always an adverb or an adjective. Fără nicio varietate, sunt întotdeauna ori adverb ori adjectiv. Except when it comes into the book of Daniel. Cu excepție este cartea Daniel. In the book of Daniel. Deci în cartea Daniel. We've just read those verses. Tocmai ce am citit acele versete. What the translators did when they came to Daniel 8. Ce traducere am făcut? Ce au făcut traducătorii atunci când au ajuns la Daniel 8? Este că au văzut că acest necurmat este corelat cu serviciile din sanctuar. Și din cauza acestui lucru, când au ajuns la cuvântul necurmat, în aceste trei versete, 11, 12 și 13, au adăugat un cuvânt. Sau înlocuit un cuvânt care nu era acolo. Nu este o atitudine normală. Este o lucrare care se face în mod obișnuit. And the reason they need to do that is when you go from one language to another, you have to put some extra words in. Și motivul pentru care au făcut acest lucru este atunci când treci de la o limbă la cealaltă, trebuie să mai adaugi câteva cuvinte în plus ca să se înțeleagă. But when they came to Daniel, the book of Daniel, dar când au ajuns la cartea Daniel, they stopped translating. Au oprit traducerea. And they began interpreting. Și au început să interpreteze în schimb. And if you're familiar with many of the revised versions. Dacă ești familiar cu versiunile revizuite. One of the problems that we have with these revised versions is not just the manuscripts that they're translated from. Una dintre problemele pe care o avem nu este doar manuscriptele care au fost traduse, de pe care au fost traduse. The problem is that they're not literal translations. Problema este că nu au fost traduse în mod literal. As best as you can make any translation literal. Atât de bine cât ai putea să faci o traducere literală. N-au dat tot ce au putut mai bine. There's a lot of interpreting that goes on in these verses. Sunt multe interpretări care au loc în acest verset. When you deal with a revised Bible. Când ai de-a face cu Biblia revizuită.
King James. Și în Biblia King James. Considering it's the historical creation of this book. Luând în considerare istoria creierii acestei cărți. And the wide availability of this book. And its wide availability. Și de ce a fost valabilă? Și răspândirea largă a acestei cărți. It's one of the most useful Bibles there is. Este una dintre cele mai folosite Biblii care se. It's not one of the most literal Bibles. There are other Bibles that are much more literal. Nu este cea mai literală Biblie. Sunt alte Biblii mai literale ca aceasta. But the more literal you make a Bible, the harder it becomes to read. Dar cu cât faci o Biblie mai literală, cu atât este mai greu de citit. And from my experience and experience of thousands of other Christians. Și din experiența mea și din experiența sutelor și miilor de creștini. King James strikes a good balance between being literal and being readable. King James, Biblia King James echilibrează foarte bine ideea de a fi citită și citibilă și literală. And there are only a few exceptions where you get a problem. Și sunt doar câteva excepții unde întâmpină o problemă. We're in Daniel. Suntem în Daniel. Let's go back to Daniel chapter 7, because I want to show a point. Să ne întoarcem la capitolul 7, căci aș vrea să vă arăt o idee aici. Și este o problemă pe care o întâmpinăm când faci lucrurile prea literal. Aș vrea să deschidem la capitolul 7, versetul 9. Verset cu care noi suntem familiari. Now, I'm not sure what translation you're reading in the Romanian, if it's a revised version or if it's King James. Nu știu exact ce traducere folosiți voi aici în România, dacă este o versiune revizuită sau este de pe King James. But in the King James. Dar în Biblia King James. It speaks about the ancient days coming. Vorbește despre zilele despre cel îmbătrânit de zile. Read the verse. Am privit până când tronurile au fost dărâmate și bătrânul de zile așezut. Îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada și părul capului său ca lână pură. Tronul său era ca flacăra încinsă și roțile lui ca foc arzând. La începutul versetului vorbește despre tronuri. And in the English, și în engleză it says that the thrones were cast down. Spune că tronurile au fost dărâmate. Așa citim și română? We have a version translated by King James, from King James, so it's good. Okay. In another version, it's written that the thrones are put in place, not fall. So in the King James. Deci în King James. Says that these thrones are cast down. Spune că aceste tronuri au fost dărâmate. Then the ancient of days sit. Și că cel îmbătrânit de zile așezut. So my question is. Deci întrebarea mea este. What are the thrones that are being discussed here? Ce sunt tronurile care se discută aici? Despre care se discută aici? That are being thrown down. Care au fost dărâmate? So my brother says the powers of darkness. Fratele meu spune despre puterile întunericului. Because that's what the imagery leads you to think. Pentru că acest lucru te conduce acest simbol. Now, in the revised version. În versiunea revizuită. It says that the thrones were set up. Spune că tronurile au fost așezate. So you need to ask yourself the question. Deci ar trebui să-ți pui o întrebare. Which is the correct interpretation? Care este interpretarea corectă? Thrones being set up or thrones being cast down? Tronurile au fost așezate sau tronurile au fost dărâmate? So if you're into King James, dacă te uiți în King James, you'll say all the revised versions are wrong. Ai spune toate versiunile revizuite sunt greșite. The thrones could not be set up because it says that they were cast down. Tronurile nu ar putea fi așezate pentru că acolo spune că tronurile de fapt sunt dărâmate. Now, it all depends upon what your mental image. Totul depinde de concepția ta. Comes up with when you think about thrones being cast down. Despre ideile tale care vin atunci când te gândești la tronurile dărâmate. Because we all live in the
pentru că noi trăim în secolul 21. And even if you lived in the time period when this Bible was written in the 17th century. Și chiar dacă ai fi trăit atunci când această Biblie a fost scrisă în secolul 17. What does a throne look like? Cum ar arăta un tron? Cum arată? Everybody thinks the throne looks like this. Fiecare crede că tronul arată cam așa. What you're actually sitting on now. Pe care te așezi. Chair. Ca un scaun. This is your mental picture of the throne. Dacă aceasta este imaginea ta mentală asupra tronului. If I said it was cast down, dacă aș spune că ar fi dărmat, you see this chair being thrown to one side. Ai vedea acest scaun aruncat deoparte. And it's because we have these wrong mental pictures. Dar pentru că noi avem în minte această idee greșită, ne dezvoltăm concepții greșite. Now, the reason why I bring this up, motivul pentru care am adus acest subiect în vedere este pentru că Dumnezeu o ghidează pe Ellen White. And I'm pretty sure, și sunt foarte sigur, she didn't go into these Bible verses and do a study in Greek and Hebrew. Ea nu s-a dus la aceste versete și nu a făcut un studiu evreiesc-grecesc. Now, I didn't prepare to discuss this. Nu am pregătit să discut acest lucru. So I don't have the spirit of prophecy quite in front of me. Deci nu am citatele spiritului profetic în fața mea. But in the great controversy, dar în cartea Tragedia Veacurilor, one of the most important books that we have, una dintre cele mai importante cărți pe care noi avem, because it's the public book of Adventism. Pentru că este Biblia publică cartea publică a adventismului. Tells the world what we believe. Ne spune despre cuvântul pe care noi îl credem. It explains our doctrines in a very simple and good fashion. Ne explică doctrina noastră într-un mod foarte simplu și ușor. That's the purpose of that book. Acesta este scopul acestei cărți. When Ellen White is discussing Daniel chapter 7. Când Ellen White discută despre Daniel capitolul 7. Și citează acest verset. She deliberately does not use the King James. Ea în mod liberal nu folosește cartea King James. She uses a revised version. Ea folosește o Biblie sau o versiune revizuită. And you have strange people. Și ai oameni ciudați, diferiți. Who come up with strange ideas. Care vin cu idei ciudate. Who think there's some kind of conspiracy going on in Adventism. Care cred că se întâmplă o conspirație în adventism. Oamenii o manipulează pe Ellen White și o determină să folosească versiuni de Biblie diferite. Greșite. By the use of her Bible version. Pentru că she's clear. Yeah. Ea este clar că dacă ar fi folosit versetele din Biblia ei, the thrones were not cast down, but they were set up. Tronurile nu ar fi fost dărâmate, ci ar fi fost așezate. Deci ești forțat să te gândești la acest subiect în mod cu atenție. Now, either you're going to see in verse 9, fie că vezi în versetul 9 a repeat and enlarge, o repetare și o detaliere, or you're going to see two linear thoughts, two sequential thoughts. Sau dacă vezi două idei secvențiale. Dacă tu crezi că aceste tronuri sunt tronurile satanei care au fost dărâmate, acesta este un gând, o idee. În același timp, este un loc pentru cel îmbătrânit de zile care urmează să fie așezat. Pentru că cel îmbătrânit de zile se așează. Versetul nu explică acest lucru, dar știi că Ellen White spune acest lucru, că tatăl merge dintr-un loc într-altul, într-o cameră într-alta. Dacă citești versetele mai departe, în versetul 13, se vorbește despre fiul care vine la tatăl, îl urmărește pe acesta. Fiul trece din sfânta în sfânta sfintelor. Ellen White describes it as a chariot. Ellen White îl descrie ca un călăreț, nu ca un
ca având o caleașcă. Da. So Ellen White describes this as a chariot, but she says that the father went before the son. Dar spune că tatăl merge înaintea fiului. So this isn't directly related to the daily, but I want to show us the problem if we don't read carefully. Nu este neapărat o discuție despre necurmatul, dar aș vrea să vă arăt o problemă care se petrece atunci când noi nu citim cu atenție. Holy place, most holy place. Sfânta și Sfânta Sfintelor. The father Tatăl goes from the holy place to the most holy place. Trece din Sfânta în Sfânta Sfintelor. We're not concerned of how he gets there. Nu ne concentrăm cum ajunge el acolo. But it's a similar mechanism. Dar este un mecanism similar. He was sitting on a throne here. El a fost șezut pe un tron aici. He rises up, se ridică. Moves, se mută. Și ce spune versetul că face atunci când ajunge în Sfânta Sfintelor? Spune că se așează. Sunteți de acord cu acest lucru? Spune că cel îmbătrân de zile a așezut. Știm că acest este un caz de tribunal. So the father moves from this compartment to this compartment and he sits. Tatăl se mută din acest compartiment în acest compartiment și se așează. So in the verse, deci în verset, it says throne, spune tron. And then it says, după care spune sit, se așează. And the thrones are cast down, iar tronul este dărâmat. And the father sits. Și tatăl se așează. So either you've got a sequential event going on. Chiar poate ai un eveniment secvențial care are loc. The kingdoms of Satan are cast down and the father sits. Împărăția Satanei este dărâmată și tatăl se așează. Or it's repeat and enlarge. Sau este o repetare și detaliere aici. So you have to ask yourself, ar trebui să te întrebi. If this is two separate subjects, dacă acestea sunt două subiecte diferite, what is the father sitting on? Pe ce se așează tatăl? And why is he talking about thrones? Și de ce vorbește despre tronuri aici? If you go back and think about this subject, dacă te întorci și te gândești la acest subiect, it's well researched, și îl cauți foarte bine, this judgment scene, această scenă de judecată is a court case, as we've just discussed. Este o cauză de tribunal, exact cum am discutat. And back in those days, și dacă ne întoarcem la acele zile, they didn't sit on chairs like we do. Ei nu se așezau pe scaune așa cum ne așezăm noi. They used to sit, ei obișnuiau să se așeze on large floor cushions, pe niște canapele foarte largi. Pe niște perne foarte largi care stau pe sol. Acesta este un subiect foarte căutat și cercetat. And what's being described here, și ceea ce a fost descris aici is that these floor cushions, este că aceste perne are carried by servants, sunt cărate de servitori into the most holy place, către Sfânta Sfintelor and they're cast down to the ground, și le dărâmă pe pământ, le pun pe sol. As you would do if you had floor cushions. Așa cum ai face și tu dacă ai avea perne care ar trebui să stea pe sol. He's talking about the casting down or the placing of floor cushions, which the King James says are thrones. Aici se vorbește despre aceste perne care au fost puse pe pământ sau dărâmate, așa cum King James spune despre tronuri. So without explaining it, deci fără să explicăm acest lucru, Ellen White, using a revised version, fără să explice acest lucru, Ellen White folosește o versiune revizuită și ne arată că tronurile care sunt dărâmate is actually the setting up, sunt de fapt ridicarea sau așezarea of the cushions, așezarea pernelor. It's not chairs like we think. Nu sunt scaune așa cum ne gândim noi. These thrones, și aceste tronuri are the thrones that the father is going to sit on, sunt tronurile pe care tatăl se va așeza, and what we would call the jury, și noi le vom numi locul unde se așează jurații, juriu, da. All the people that are going to aid him in this work. Toată lumea
toți oamenii care vor veni în această lucrare? Okay, yeah. Se găsește în tragedia veacurilor 479. I think it's the beginning of the chapter. Chapter. So it's chapter 28. În capitolul 28. What Ellen White does often is she begins a chapter with a Bible verse. Ceea ce face Ellen White în mod obișnuit este să începe un capitol, să înceapă un capitol cu un verset biblic. This is the Bible verse she uses to introduce this chapter. Acesta este versetul biblic la introducerea acestui capitol. So all I'm saying in this issue. Tot ceea ce spun în această problemă. When you take a literal translation. Când iei o traducere literală. Sometimes you can get into problems. Câteodată poți intra în probleme. So you need to strike this balance. Și ar trebui să echilibrezi această balanță între citire și literalism. Citibil. Aici este un exemplu, versetul 9, unde traducătorii Bibliei King James au tradus în mod literal ceea ce s-a scris în ebraică. Determină mulți oameni să fie confuzi. Îi determină să adopte o concluzie greșită. Pentru că ei transformă locul de judecată al lui Dumnezeu sau tronul de judecată al lui Dumnezeu într-un lucru al satanei. Și ceea ce sfârșești să faci este să iei versetul 9 și să iei prima parte a versetului și să-l conectezi cu împărăția de deasupra, așa cum ar fi trebuit ca acest verset sau această parte să fie conectată cu judecata însăși. Și satana, lucrarea satanei și cu lucrarea de așezare a judecății. Now, this might seem a minor point, acest lucru poate părea o idee minoră, but you have to ask yourself the question, dar ar trebui să îți pui o întrebare. Has the King James Bible been tampered with? Tampered, has it been corrupted? Biblia King James a fost coruptă? If you go back to the original preface at the beginning of the Bible. Dacă te uiți la prefața originală la începutul Bibliei. Or the introduction. Sau la introducere. The introduction to the King James Bible was a large document. Introducerea Bibliei King James a fost un document larg, mare. And they said when they translated the Bible into the English. Și ei au spus când au tradus Biblia în engleză. This Bible would be like a deadly wound to the papacy. Ei au spus că această Biblie va fi ca o rană de moarte pentru papalitate. Because we all know that there was corrupt Bible versions that they were using. Pentru că știm că ei au folosit versiuni de Biblie corupte. So I don't know if any people really believed that the King James Bible was corrupted. Nu știu dacă oamenii chiar au crezut că Biblia King James a fost coruptă. I don't think many people accept that idea. Nu cred că mulți oameni acceptă această idee. God can control and keep pure his word. Deci dacă Dumnezeu poate controla cuvântul lui și îl poate menține pur. And it's not just the English translation, it's all the manuscripts that it's built upon. Nu este doar Biblia în engleză, sunt și manuscrisele de pe care a fost construită. How can he not keep safe the writings of Ellen White? Cum nu poate el să păstreze în mod corect și clare versiunile sau mărturiile Ellen White? Either you have to believe that Ellen White was influenced. Fie poți să crezi că Ellen White a fost inspirată, influențată de oameni. Which therefore makes her writings not the word of God. Și din cauza aceasta ea nu a scris de pe cuvântul lui Dumnezeu. To say it plainly. To say it in a plain way. Să zică clar. She cannot be a prophet to us. Ea nu a, sau să zicem mai clar, ea nu poate să fie un profet pentru noi. Because she's not alive to
explain things to us. Pentru că nu este în viață ca să ne explice lucruri pentru noi. And all we have is her words. Și tot ceea ce avem sunt scrierile ei. And if you begin to have doubt in those words. Și dacă tu începi să ai întrebări cu privire la întrebări la versiunile ei, then you can't trust that she's a prophet. Deci nu poți să crezi că ea este un profet. Because man has corrupted that pure word. Pentru că oamenii au corupt acele scrieri pure. And this isn't in a minor book. This is in the premier book of Adventism. Și nu este vorba despre o carte minoră, este Biblia, este cartea principală a adventismului, Tragedia veacurilor. Și mai rău decât atât, subiectul sanctuarului, subiectul sabatului și subiectul celor trei solii îngerești sunt cele trei componente ale adevărului prezent pe care noi ar trebui să le înțelegem. Care sunt conduse de Dumnezeu să unească oamenii lui. Unificarea oamenilor lui Dumnezeu întotdeauna a fost lucrarea lui, scopul lui. Deci când vorbim de cei 144.000 și venim împreună în unitate pe acest subiect, acea unitate este bazată pe trei subiecte. Sanctuarul, sabatul și solia celui de-al treilea înger. Nu inventez eu aceste lucruri, aceste lucruri au fost spuse de Ellen White. Ea spune că acesta este adevărul prezent. So when it comes to one of the three legs of present truth. Deci când vine vorba despre cei trei pileri, stâlpi ai adevărului prezent, in the premier book for Adventists, în cartea principală a Adventismului, and we begin to suggest, noi începem să sugerăm că Ellen White a fost influențată și nu face lucrurile în mod corect because she's using corrupt Bible versions, pentru că ea folosește versiunile corupte de Biblie to explain a key point. Ca să explice un subiect de cheie, un subiect important. Deci ce încredere putem avea noi în toată lucrarea ei? Noi am fost învățați la școală cum să scriem și ți-a fost spus să scrii, ai fost învățat să scrii într-un mod particular. Știi că ai fost învățat în trei pași. Ai fost învățat să scrii în trei pași. Primul pas este introducerea, cuprinsul și concluzia. Now, this sequence, această secvență should be followed, ar trebui folosită sau urmărită, whether it's a whole book, fie că este întreaga carte, a chapter in the book, un capitol în carte. Și dacă ești un scriitor bun, chiar un paragraf. Deci când te gândești la un capitol, primul paragraf din capitol, deci aici este capitolul nostru, care se numește capitolul 28. Primul paragraf, pe care îl vom numi paragraful care conduce, este absolut cel mai important paragraf din tot capitolul. Și dacă ești un scriitor bun, ultimul, care este concluzia, va repeta ceea ce ai spus la început. In a paragraph itself. În însuși paragraf. So now you take this paragraph. Deci e acest paragraf, which is this one, care este cel de la început. The lead sentence. Propoziția care conduce acest paragraf. Propoziția cheie, mulțumesc. The lead sentence is the most important one. Propoziția cheie este cea mai importantă din paragraf. And it sets the scene for this paragraph. Și conduce sau determină scena din acel paragraf. This is a subject of writing style and
we would do well to follow this. Este un subiect de un mod de a scrie și vom urma acest exemplu. Ar fi bine să urmăm acest exemplu. If you go to this chapter, this page, dacă te duci la acest capitol din această carte și la această pagină, you'll see that the first paragraph, vei vedea că primul paragraf, which is the most important paragraph of this chapter, care este cel mai important paragraf din acest capitol, is this verse. Este acest verset. The lead sentence, propoziția cheie of that paragraph, a acelui paragraf, says that the thrones were set up. Spune că tronurile au fost așezate. Because she's using a Bible version that gives a proper perspective of what's happening. Pentru că ea folosește o versiune de Biblie care explică într-un mod corect ceea ce se întâmplă. So you have to ask yourself, deci ar trebui să-ți pui o întrebare. Was Ellen White being led by God? Ellen White a fost condusă de Dumnezeu? Or was she being led by man? Sau a fost condusă de oameni? When she wrote that chapter. Când a scris acel capitol? When that chapter was edited. Când acel capitol a fost editat? When it went through various revisions. Când a trecut prin revizuiri variate. Diferite. Is God in control of his word or is he not in control? Dumnezeu este în controlul lucrării ei sau nu? And if he allows a corrupt Bible version to be used. Și dacă el permite ca o Biblie coruptă să fie folosită, to give a wrong interpretation of what's happening in this chapter. Să dea o interpretare greșită a ceea ce se întâmplă în acest capitol. How can you have confidence in any of that chapter? Cum poți avea încredere în cealaltă parte a capitolului? Don't let this point escape you. Nu lăsa acest subiect sau acest punct să te piardă. It's important for us to see. Este foarte important pentru noi să vedem. For us to have confidence. Pentru noi să avem încredere. God is leading his people in her history and he's leading his people today. Că oamenii a folosit sau a condus poporul în istoria ei și conduce oamenii și acum. So, coming back to Daniel chapter 8. Ne întoarcem în Daniel capitolul 8. În subiectul de necurmat. Now, the King James translators go the other way. Acum traducătorii Bibliei King James merg în cealaltă parte. So Ellen White corrected them here. Deci Ellen White i-a corectat aici. And now she's going to correct them again. Și acum îi va corecta din nou. We know the passage. Știm pasajul. They're from early writings, page 74. Cartea Scrieri Timpurii, pagina 74. I think it's about the only place that I recall. Cred că este, din câte știu, singurul loc that she publicly rebukes the King James translators. Unde ea în mod public respinge traducătorii Bibliei. Îi mustră, da. If I can express it that way. Dacă aș putea să mă exprim în felul acesta. This public rebuke. Această mustrare publică. She says it's the wisdom of man. Spune că este înțelepciunea oamenilor. Because she recognizes. Pentru că ea recunoaște acest lucru. They have switched from translating to interpreting. Ei au trecut de la traducere la interpretare. And she disagrees with this interpretation. Și ea nu este de acord cu această interpretare. She says that word should not be there. Spune că acel cuvânt nu ar trebui să fie acolo. Now, I want to ask you, aș vrea să vă întreb. How does she know? De unde știa ea? How does she know the word sacrifice should not be there? De unde știa că acest cuvânt sacrificiu nu ar fi trebuit să fie acolo? Because there are many theologians. Pentru că sunt mulți teologi. In fact, the vast majority of theologians all over the world. Mai bine zis, aproape toți teologii din toată lumea. Non-adventists. Care nu sunt adventiști. And now adventists. Și acum adventiști. Who are certain. Care sunt siguri. They are sure. Sunt siguri. That the word sacrifice should be there. Că cuvântul sacrificiu ar fi trebuit să fie acolo. And these people are a lot cleverer than Ellen White. Și acești oameni sunt mult mai inteligenți, mai citiți decât Ellen White. They're a lot cleverer than us. Sunt mult mai inteligenți decât noi. And I say that in a serious way. Și spun acest lucru într-un mod serios. Ellen White did not have a good education. We all know that. Nu a avut o educație bună, școlistică, așa cum știm. In fact, that's one of the arguments that we use. De fapt, acesta este unul dintre argumentele pe care noi îl folosim. That God chose the weakest of the weak. Faptul că Dumnezeu a ales pe cel mai slab dintre cei mai slabi. Sure, you've heard arguments like that. Perhaps you use them. Sunt sigură că ați folosit argument ca acesta, probabil l-ați și folosit. One of the evidences that we have that God has led this movement is that he uses uneducated people to do a work for him. O evidență sau o dovadă a faptului că Dumnezeu conduce această lucrare este că
El alege oameni slabi. So what is it that she can see? Ceea ce poate să vadă ea? That these great theologians cannot see. Este ceea ce poate să vadă ea și ceea ce nu pot să vadă acești mari teologi. Asta am zis. Da, ia. I'm saying she doesn't understand Hebrew like they do. Spun că ea nu înțelege evreiască așa cum reușesc ei să înțeleagă. Someone must be guiding her mind. Cineva ar trebui să îi ghideze mintea. Poate să fie Dumnezeu sau Satana. Dumnezeu sau oamenii. Dacă noi credem că este Dumnezeu care îi controlează mintea, înseamnă că Dumnezeu nu îi va lăsa cuvintele sau scrierile să cadă la pământ, să fie pur și simplu pierdute. Then in chapter 28, she says the throne was set up. Atunci când ea spune în capitolul 28 că tronurile au fost așezate. Because she uses the Bible version that gives a more accurate understanding of that passage. Spune asta pentru că ea folosește o versiune biblică unde explică mult mai bine și mult mai clar acest pasaj, acest verset. We have to go and take the same principle when she says in Daniel chapter 8 that noi ar trebui să luăm același principiu pe care ea îl folosește când zice că în Daniel capitolul 8 that the word sacrifice was supplied by man. Că cuvântul sacrificiu a fost introdus de oameni. So, I want that to be clear to all of us. Aș vrea ca acest lucru să fie clar pentru toți. If people are going to argue, dacă oamenii vor avea o ceartă sau about her interpretation of Daniel 7 verse 9, o discuție despre interpretarea ei în, cu privire la Daniel capitolul 7 versetul 9. Then they're going to complain and argue about her use in Daniel chapter 8. Ei se vor plânge și vor discuta despre ceea ce spune ea în capitolul 8. About the word sacrifice. Despre cuvântul sacrificiu. My position. Poziția mea is that Ellen White was led by God. Este că Ellen White a fost condusă de Dumnezeu. Her writings have been protected. Scrierile ei au fost protejate. Not corrupted. Nu corupte. If you think that she can't even control her own book, dacă tu crezi că ea nici măcar nu poate să-și conducă propria lucrare, while she was alive, pe când era în viață, what hope do you have to believe that it was protected when she was dead? Ce speranță ai să crezi că ea a fost, că această carte, Tragedia Viacurilor, a fost protejată pe când ea era moartă? Because this book was written in 1911 while she was still alive. Pentru că această carte a fost scrisă în 1907, pe când ea încă era în viață. 1911. I spent a lot of time making one point. Am petrecut foarte mult timp dorind să concretizez o idee. Use your common sense. Folosiți sensul comun. We may not be highly educated people. Poate că noi nu suntem oameni cu o educație înaltă. And I'm not against education. Și nu sunt împotriva educației. But every single one of us, dar fiecare dintre noi, however small or old we are, oricât de mic sau oricât de tânăr sau bătrân suntem, whatever the level of education that we have, oricare ar fi nivelul nostru de educație, we can all use common sense. Noi putem, toți dintre noi putem să folosim sensul comun. It's called common because everybody has access to it. Se numește comun pentru că fiecare dintre noi are acces la acest lucru. All of us can reason from cause to effect. Toată lumea poate să gândească de la cauză la efect. So don't be confused. Deci nu fi confuz. When men try to stand up and say that Ellen White's words, Ellen White's writings have been manipulated. Când oamenii se ridică și spun că scrierile Ellen White sunt manipulate. The technique that Satan uses. Este o tehnică pe care o folosește Satana. So in Daniel. Deci în Daniel. Five places. În cinci locuri. The word daily. Cuvântul necurmat. The continual. Continuu. Is used as a noun. Este folosit ca subiect, not ca substantiv. An adverb or an adjective. Deci în aceste cinci locuri necurmatul este folosit ca substantiv, nu ca adverb sau adjectiv. You put sacrifice next to that. Poți pune sau ai pus sacrificiu lângă. You change its meaning. Odată ce ai făcut acest lucru, schimbi semnificația acestui cuvânt. From a noun to an adjective. De la un substantiv la un adjectiv. I discussed about William Miller.
am discutat despre William Miller. Now, people seem to object to that. Oamenii parcă au obiecție la acest lucru. And the reason that people were concerned about that argument. Și motivul pentru care oamenii sunt îngrijorați cu privire la această discuție. It came from William Miller. Este pentru că discuția a venit de la William Miller. But what I want us to see. Dar ce aș vrea să vedem? Is my evidence was not that it was William Miller that used this argument. Evidența mea nu era că William Miller a folosit acest argument. The reason why I introduced that discussion. Motivul pentru care am introdus această discuție. And the discussion was this. Și discuția era următoarea. He's going to use his rules. Își va folosi regulile lui. It's not an issue about pioneers. Nu este o problemă cu privire la pionieri. And their belief system. Sau a sistemului de înțelegere. And how people develop a logic. Sau cum oamenii dezvoltă o logică. To teach error. Ca să învețe o eroare. This is about his rules. Este vorba despre regulile lui. He's going to go to the Bible. Se va duce la Biblie, o va deschide. Find a word. Găsește cuvântul daily, care este necurmat. Word, va observa acel cuvânt. Va căuta să găsească toate folosințele acelui cuvânt în Biblie. Așa cum am spus, ar trebui să te gândești la reguli. După care va aduce toate aceste cuvinte împreună ca să-și dea seama ce înseamnă cuvântul necurmat. Și problema este can't track the word in the Bible anyway. Că nu poate să găsească cuvântul, să dea de urma cuvântului în Biblie niciunde. Even though it's used 99 times. Chiar dacă era folosit de 29 de ori. He knows it's not the same usage. El știa că nu era aceeași utilizare. So he comes to a dead end. Deci ajunge la un punct în care nu putea să mai facă nimic. He can't move forward because can't define what the daily is. Nu putea să meargă mai departe pentru că nu putea să definească ce înseamnă necurmat. Because in the five verses here, pentru că în aceste 5 versete aici, so used the same way, a fost folosit în același mod. So those verses do not explain themselves. Deci versetele nu se explicau pe ele însele. You need to go to an outside source. Ar trebui să te duci la o sursă externă. An outside book, la o carte externă. To explain the book of Daniel, ca să explice cartea Daniel. When it comes to this issue, când vine vorba de această problemă. And he can't do that. Și el nu putea să facă asta. So he's going to stick to his rules. Așa că s-a sprijinit pe regulile lui. And I want us to see this. Și aș vrea să vedem acest lucru. When we spoke, we went through those rules yesterday. Când am trecut prin aceste reguli ieri. And it says you need to take the thoughts, the ideas, the words from all over the Bible and bring them to bear. Și spune că trebuie să iei toate ideile, gândurile din Biblie și să le aduci împreună. Now, when Adventists, acum adventiștii use this technique. Folosesc această tehnică, which we call, pe care noi o numim precept upon precept. Precept peste precept. Or proof texting. Sau dovadă biblică. What we do, dovadă contextuală. Ceea ce facem, luăm cuvântul sabat din acest verset și din acest verset și din acest verset și luăm cuvântul însuși, sabat. Și ceea ce facem este să le conectăm împreună. Și acesta dealing with the timing. Se ocupă cu timpul. When do you keep Sabbath? When does it begin? When does it end? Când ții sabatul, când începe, când termină? This one is to do with food. Acesta se ocupă cu mâncarea. What can you do with your food on the Sabbath? Ce poți face cu mâncarea ta în sabat? And this one. Și următorul. This one's connected with work. Se corelează cu lucrarea pe care. What kind of work can you do on the Sabbath? Lucrarea pe care poți o face în sabat. So we connect these various thoughts. Deci conectăm aceste trei gânduri, idei. And we get a holistic view of what the Sabbath is. Și primim o idee holistică a ceea ce înseamnă sabat. But what we do, dar ceea ce facem is we're picking up the word Sabbath. Este să luăm cuvintele care au cuvintele de sabat. This is a simple way of using William Miller's rules. Acesta este un mod simplu de utilizare a regulilor lui William Miller. But we've come to understand. Dar ajungem la o înțelegere. This singular rule.
a faptului că această regulă, să iei un cuvânt și să îl cauți în toată Biblia, e mult mai sofisticată decât atât. And William Miller will show you this. Și William Miller îți va demonstra acest lucru. Because he's going to take the word daily. Pentru că va lua cuvântul necurmat. And connect it with the word daily. Și în connected to the word și daily. Și conectat cu acest cuvânt necurmat. Is a phrase. Este o frază. That says take away. Care spune a îndepărta. You can find it in these various passages. O poți observa în aceste pasaje. Verse 11. În versetul 11. 31. 31 and 11. Și 11. So when he sees that this word daily is connected to the word or the phrase take away. Când el observă că acest cuvânt necurmat este corelat cu fraza îndepărta. His eye. Ochiul lui. Is on this word. Privirea lui este la acest cuvânt. But he's going to use proof texting methodology. Dar el va folosi metoda dovada contextuală. Și nu va folosi acest cuvânt, va folosi această frază a îndepărta. Pentru că această frază este conectată cu necurmatul. Și va merge prin Biblie și va da de urmă a acestei fraze a îndepărta. So this is not a subject. Acesta nu este un subiect about following the pioneers. Despre a urmări ceea ce făceau pionierii. This is a subject. Este un subiect. Of how to use William Miller's rules correctly. Este un subiect despre cum să folosești regulile lui William Miller în mod corect. And one of the things he's showing you. Și unul dintre lucrurile care îți sunt arătate. Is that when you proof text. Este că atunci când ai o dovadă textuală. You're not limited to proof text in the word. Nu ești limitat să dai o dovadă textuală a unui cuvânt. First of all. În primul rând, you can proof text a phrase. Poți să dovedești contextual o frază, which is a concept. Care este un concept. And then, și după care, you can proof text not the word that you're looking for, but the word that's associated with the word. Poți să dovedești textual nu cuvântul pe care îl cauți, ci fraza care este corelată cu acel cuvânt. So he's going to take this phrase. Deci el l-a luat sau noi vom lua această frază din Vechiul Testament și căutăm folosința în Noul Testament. Vom merge la 2 Tesaloniceni și vom lua fraza îndepărtat. Să deschidem la 2 Tesaloniceni. Second Thessalonians chapter 2. 2 Tesaloniceni capitolul 2. Verse 7. Versetul 7. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. So he's going to see the phrase taken out of the way. Oprește sau nu, luat din drumul ei. El observă această expresie, luat din drumul ei. Să fie luat. Now, if you check the wording, dacă tu cauți semnificația cuvântului, take away is not the same as take it out of the way. A îndepărta nu este același lucru cu a fi oprit din drum. But William Miller knows how to use his own rules. Dar William Miller știe foarte bine cum să-și folosească propriile reguli. Și el spune că acestea două sunt de fapt unul și același lucru. Și tot ceea ce trebuie el să facă este să se uite la contextul din 2 Tesaloniceni și va interpreta versetul pentru că vorbește despre taina fără de lege care deja lucrează. Only he. Și după care spune că doar el. So he's going to see a he. Deci vei vedea un el. And he's going to see a mystery of iniquity. Și va vedea o taină fără de lege. Two different powers or people. Două puteri diferite sau doi oameni. And he picks up this word letter. Și el preia acest cuvânt a lăsa.
which means to hinder or to stop. Care înseamnă a opri sau hinder? A împiedica. And he says that this prevention or stopping. Și el spune că această oprire will continue. Va continua. Until he. Până când el is taken out of the way. Este oprit din drum. And now he understands. Și acum el înțelege. Because he already sees. Pentru că el deja vede. What the mystery of iniquity is. Ceea ce înseamnă taina fără de legii. He understands it's papal Rome. Își dă seama că este Roma papală. And not only does he understand this. Și nu numai că el înțelege acest lucru. Because this is not a subject about the pioneer understanding of things. Pentru că nu este un subiect despre înțelegerea pionierilor. Millions of Christians before William Miller was ever born. Milioane, knew that this was the papal church. Milioane de creștini care au trăit înaintea nașterii lui William Miller știau că taina fără de lege înseamnă Roma papală sau biserica. Dar ei nu înțelegeau restul capitolului. Din mod contextual vorbind. So, William Miller, deci William Miller uses his rules. Își folosea regulile. He can't track the word daily. El nu putea să dea de urma cuvântului necurmat. He goes to an associated phrase. El s-a uitat la o frază asociată. Tracks that and goes to 2 Thessalonians. Îi dă de urmă și o găsește în 2 Tesaloniceni. He sees that there are two entities that have been spoken of. El vede că este vorba despre două entități acolo. And it says that he. Și spune că el will be taken out of the way. Va fi oprit din drum. So you can see the connection. Vezi conexiunea? The daily. A faptului că necurmatul. Connected to the takeaway. Conectat cu îndepărtat, că el este conectat cu oprirea din drum. Și când vede această corelație, ce face? Este numit o corelație sau o repetare și detaliere. Asta este de fapt o repetare și detaliere, o putem numi și corelare. Deci aici este repetă și detaliază. This is the same as this. Acesta este același lucru cu acesta. Therefore this. Din acest motiv el must be the daily. Ar fi trebuit să fie necurmat. The he. El, da. And now he's going to go into history. Și acum va merge în istorie. Because it says. Pentru că spune. For the mystery of iniquity is already here. Pentru că spune taina fără de legii a și început. That already worked. Deja lucrează. When is this? Când este aceasta? It has to be in the time period in which Paul is living. Ar fi trebuit să fie într-o perioadă în care Pavel trăia. You know, people, știți, oamenii, us, sau mai bine zis, noi, when we study, când studiem, we don't study correctly. Nu studiem într-un mod corect. We don't study the principles found in 1 Corinthians chapter 15. Nu studiem principiile care se găsesc în prima carte a Corintenilor, capitolul 15. First the natural, then the spiritual. Prima dată natural, după care spiritual. First the historical setting. Prima dată istoria. Then the prophetic application. După care aplicarea profetică. When it says, când zice, Second Thessalonians, în 2 Tesaloniceni, the mystery of iniquity is working now. Taina fără de legi lucrează acum. It's literally today. Înseamnă în mod literal acum. But what is today? Dar ce înseamnă acum? Ce este acum? Not the 21st century. Nu este secolul 21. What is it? Ce este? It's the first century. Este primul secol. Now for Paul. Acum, de fapt, prezentul pentru Pavel. We have to begin to be familiar with reading the Bible in this way. Ar trebui să devenim familiari în citirea Bibliei în modul acesta. I was discussing with someone the other day in the dining room. Discutam zilele din urmă cu cineva în sala de mese. We're going to a Bible passage. Am mers la un pasaj din Biblie. And this person. Și această persoană. Prietenul meu. Kept on wanting to make an application. They kept on wanting to make an application of this verse. El dorea să facă o aplicare a acestui verset. And I had to keep stopping them. Și ar trebui să-l opresc. Say stop doing that. Și ar trebui să le spun opriți-vă să faceți asta. Because you don't even know what the verse is teaching. Pentru că nici măcar nu știți despre ce este vorba în acest verset. In its original context. Este contextul original. So don't make an application. Deci nu face nicio aplicație acestui verset. And we should be
true to this principle. Și noi ar trebui să fim statornici în acest principiu. We should never make an application of a Bible verse. Nu ar trebui să facem niciodată o aplicație a unui verset biblic. Without understanding its original context. Fără să înțelegem contextul original. Because that's how mistakes happen. Pentru că uite așa se nasc greșelile. And I gave an example of that in Daniel chapter 7 verse 9. Și vă dau un exemplu în Daniel capitolul 7 versetul 9. If you don't understand. Dacă nu înțelegi the original literal historical context, contextul istoric original și literal, you'll think those thrones, crezi că acele tronuri, talking about Satan's kingdom, not God's kingdom. Este despre acele tronuri că ele sunt împărăția Satanei și nu împărăția lui Dumnezeu. Sure you agree, it's a big difference. Sunt sigur că voi sunteți de acord că este o diferență foarte mare. So we need to think about the rules. Deci când ne gândim la reguli, when it says the mission of iniquity works now, când zice că taina fără de regii lucrează acum, în prezent, this is in the time period in which Paul lives. Aici este vorba de fapt de perioada de timp când Pavel trăia. But he's been prevented from doing anything. Dar el a fost prevenit să facă ceva. Why is the mystery of iniquity being prevented? De ce taina fără de lege a fost prevenită? Because he, pentru că el is restraining the mystery. Este răstrânge taina fără de lege. And who's in power when Paul is alive? Și cine este la putere când Pavel trăia? Pagan Rome. Roma păgână. You know that. Știi asta. So here we have pagan Rome. Deci aici avem Roma păgână. So we have the tension between pagan Rome, papal Rome. Deci avem tensiune între Roma păgână și Roma papală. And this is the logic that he's going to use to bring pagan Rome here into this history of the day. Și aceasta este logica pe care l-a folosit-o să aducă Roma păgână în această istorie a necurmatului. But it's not just pagan Rome. Dar nu este doar Roma păgână. It's paganism. Este chiar păgânismul. Because why is it even called pagan Rome? Că, de fapt, de ce este numită Roma păgână? Not just because it's pagan. Nu este doar pentru faptul că este păgână. Because they don't say pagan Greece. Pentru că nu spunem Grecia păgână. Which was pagan. Care era de fapt păgână. The reason it's called pagan Rome. Motivul pentru care este Roma păgână. Is because in the history of Rome here. Este pentru că în istoria Romei aici. Paganism. Păgânismul. Reached a new height. A atins un nou nivel. This religion. Această religie. Paganism. A păgânismului. Came to its maturity. A ajuns la maturitate. And once it arrived at maturity. Și odată ce a ajuns la maturitate. What happened? Ce se întâmplă? When your plant comes to maturity. Când planta ajunge la maturitate. What happens after that? Ce se întâmplă după acest lucru? You either cut it. Ori o tai. Or it begins to wilt and die. Ori se stafidește și moare. After paganism. După păgânism. Reached its height. After paganism reached its height. După ce păgânismul își atinge maturitatea. It comes to its end. Ajunge la un sfârșit. Called pagan Rome. Se numește Roma păgână. Because this is the epitome of paganism. Pentru că acesta este epitomul păgânismului. Because paganism. Pentru că păgânismul. Is just spiritualism. Este doar spiritism. And the height of spiritualism. Și înălțimea spiritismului. Is this concept. Este acest concept. That every man. Că fiecare om. Did what was right. A făcut ceea ce este bine. In his own mind. În mintea lui. Everyone's free to do what they want. Fiecare este liber să facă ceea ce vrea. Is this a society in which we live today? Este societatea în care noi trăim acum? You can see. Poți să vezi. Once again. Încă o dată. Paganism. Păgânismul. Is coming to its maturity. Începe să își atingă maturitatea. And when it comes to its maturity. Și când își atinge maturitatea. What will happen to it? Ce se va întâmpla cu el? He will die. Va muri. And when it dies, și când moare, take its place. Cine îi va lua locul? The mystery, taina of iniquity, fără de lege, which is already here, care e deja aici, but it's a mystery and no one can see it. Dar este o taină pe care nimeni nu poate să o vadă. And what can no one see? Și ce nu poate să vadă nimeni? The power, puterea and the force, și forța of papal Rome. A Romei papale. So we know, deci știm, că această secvență, când Pavel vorbește în primul secol, se va împlini în istoria noastră. Păgânismul. Noi credem că aceasta este o lume anticristă. Și credem că este rău.
not bad, it's good. Nu este rău, e bine. It's good. E bine. That we are under the protection. Că noi suntem sub protecția. Of these pagan kingdoms. A acestor împărății păgâne. Because it was these pagan kingdoms. Pentru că aceste împărății păgâne. Pagan Rome. Roma păgână. The protected Paul. Aceste împărății l-au protejat pe Pavel și i-au dat puterea sau libertatea să călătorească. You know, știți, when the argument când discutăm, happened about Paul, când o discuție se întâmplă cu privire la Pavel în călătorile lui, the Jews came to the government. Iudeii au mers la guvern și au spus că acest om predică religie falsă. Și ce au spus judecătorii? I'm a pagan. Sunt păgân. I don't care about your religion. Nu-mi pasă de religia ta. I protect people's rights. Eu protejez drepturile oamenilor. And don't talk to me about religion. Și nu vorbi cu mine despre religie. Because we are secular. Pentru că noi suntem seculari. Every man can believe what he wants. Fiecare om poate să creadă ce vrea. We are living in the most fortunate time in earth history. Noi trăim în cea mai bună perioadă a istoriei noastre. The people that we claim to be evil. Oamenii pe care noi credem că sunt răi. The rulers of your government. Cei care conduc guvernul. The rulers of my government. Cei care conduc guvernul meu. The rulers of the United States. Conducătorii Statelor Unite. We should be thankful. Noi ar trebui să fim mulțumitori. Of the decisions that they make. Cu privire la deciziile pe care ei le au. Pentru că ei păstrează religia în afara societății, în afara. Și a faptului ar trebui să fim mulțumitori că ei fac aceste reguli păgâne. Pentru că atunci când ei vor îndepărta, atunci când ei vor fi îndepărtați și taina fără de lege le ia locul, there's going to be bloodshed like we have never seen. Va fi o vărsare de sânge pe care nu am mai văzut-o niciodată. So, rather than thinking, așa că mai bine decât să gândim, this is something connected to the pioneers. Mai bine să gândim că acest lucru este conectat cu pionierii. They say Satan always copies the original. Știți că Satana în general copiază originalul. So it's not surprising that anti-trinitarians use this logic. Și nu este o surpriză că anti-trinitarians că anti-trinitarienii folosesc această regulă. Dar ce aș vrea să vedem? Că nu este vorba de William Miller ca om, ca pionier. Aș vrea să vă învăț cum să folosiți regulile lui. Și aș vrea să vă arăt cum el a folosit regulile lui. Și cum ar trebui și noi să folosim aceste reguli. And how Ellen White uses the same rules. Și cum Ellen White a folosit aceleași reguli, dar cu o explicație diferită. Și descrie într-un mod diferit. In our next presentation, în următoarea noastră prezentare, vom merge la versetul 11 and we're begin to break that down, și îl vom despica în firul 4 show you, ca să vă arătăm daily, că în necurmatul nu este lucrarea lui Iisus în sanctuar. Să ne rugăm. Heavenly Father, Tată Ceresc, we thank you, îți mulțumim that you have guided and protected us, că Tu ne-ai ghidat și ne-ai protejat, that you have kept your word safe, că Tu ai păstrat cuvântul Tău bine și corect, chiar dacă Ellen White nu este în viață, ea încă ne vorbește nouă prin scrierile ei. Ajută-ne să nu pierdem niciodată încrederea în nădejdea, în lucrarea ei și în Biblia pe care ne-ai dat-o. Ajută-ne să credem în Tine că Tu ai puterea, pentru că Tu spui că cuvântul Tău nu se va întoarce back to you void and empty. La Tine prin gol și. But when your word comes back to you, dar când cuvântul Tău vine la Tine, it will be coming back full, va veni de plin. Full of all your children who are saved. De plin cu copiii Tăi care sunt salvați. Ajută-ne să avem încredere
în principiile și metodele that you have given to us pe care tu ni le dai nouă prin aceste reguli ale lui William Miller. In Jesus' name. În numele lui Isus. Amin. Amin.